Bună seara și bine v-am regăsit la cel mai important monitor al zilei. Sunt Diana Brădean, iar pentru început, haideți să vedem câteva dintre titlurile zilei. Căldura face primele victime. Micii fotbaliști arădeni vizați de un club german. Turnul Ștefan din Baia Mare a fost restaurat și va putea fi vizitat de turiști din toată lumea. Cei mai săraci dintre reșițeni vor primi anul acesta tichete sociale. Căldura face primele victime. Un bărbat a căzut în curtea unui liceu din Slobozia. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, tot din cauza temperaturilor ridicate. O altă persoană a leșinat pe treptele catedralei din Timișoara. Bărbatul de 60 de ani căuta prin tomberonul din curtea liceului din Slobozia. I s-a făcut rău brusc și a căzut din picioare. Un elev l-a zărit și a sunat la 112. Ce au zis copiii? Că e un elev cu jos. Căzut. Da. Era pe la prânz, nu? Omul era deja mort când au ajuns medicii. În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că persoana în cauză este un bărbat de 60 de ani, din localitate, care a fost transportat la serviciul de medicină legală în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor decesului. Cel mai probabil, omului i s-a făcut rău din cauza căldurii. Erau 33 de grade Celsius în momentul în care bărbatul s-a prăbușit. Căldura a făcut victime și la Timișoara. Un bărbat de 39 de ani a leșinat pe treptele Catedralei Mitropolitane din centrul orașului. Trecătorii au sunat imediat după ajutor, iar omul a fost salvat de medici. Meteorologii atrag atenția că un val de caniculă va cuprinde toată țara. Bătrânii, copiii și oamenii care au probleme de sănătate sunt sfătuiți să evite să iasă afară la orele amiezei. Temperaturile ridicate au făcut primele victime. Un bărbat a căzut în curtea unui liceu din Slobozia. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Meteorologii anunță zile călduroase în continuare. Ca de obicei, îmbrăcămintea este foarte importantă. Indicat ar fi ca în intervalul 11-18 copiii mici, persoanele cu afecțiuni cronice, persoanele de vârsta a treia, să nu petreacă vreme îndelungată în soare, în căldura de afară. Dacă însă activitățile ocupaționale obligă la acest lucru, se va purta îmbrăcăminte amplă, lejeră, răcoroasă, din fibre naturale, in, bumbac, mătase naturală. Culori deschise, culoarea oliv, protejează foarte bine împotriva radiațiilor solare. Indicat ar fi ca hainele să acopere cât mai mult din suprafața corporală. Capul va fi acoperit cu pălărie, șapcă sau se va purta umbrelă de soare. De asemenea, ochelarii de soare sunt foarte importanți, cei care chiar protejează. Deci ochelari cu lentilă de protecție. Pentru persoanele care sunt foarte sensibile la radiațiile solare, se vor folosi la plecarea de acasă creme de protecție cu factor foarte mare, care vor fi cu aceste creme se vor unge zonele expuse la soare. Cel mai important în această perioadă este însă regimul alimentar. Și aici hidratarea este cea mai importantă. Se vor consuma lichide fără să așteptăm să apară senzație de sete. Odată cu instalarea temperaturilor ridicate, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad avertizează angajatorii cu privire la următoarele obligații. Aceștia sunt obligați să ia măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă, să reducă intensitatea și volumul de muncă pentru cei ce desfășoară activități în aer liber și să acorde repausul necesar fiecărui angajat. De asemenea, pentru păstrarea sănătății, se vor acorda apă, echipament de protecție și dușuri pentru fiecare angajat. Situațiile critice sunt vizate începând din această zi, de când temperaturile urcă în termometre și depășesc 35 de grade Celsius la soare. În condițiile în care prevederile legale nu sunt respectate, angajatorii riscă o amendă de până la 2500 de lei. Cât de cald ne va fi în această noapte, ne spune acum Andreea Weiss. Bun găsit! Astăzi valorile termice diurne au urcat în termometre până la 35 de grade, iar vremea s-a păstrat caniculară în majoritatea regiunilor, regimul termic fiind extrem de ridicat pentru această perioadă. O ușoară instabilitate atmosferică s-a manifestat în partea a doua zilei, în zonele montane, prin averse de ploaie și descărcări electrice.
La noapte cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 19 grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților orientali. Atât pentru un moment, în câteva minute revin cu alte detalii despre vreme. A evadat din gelozie, un deținut de la penitenciarul din Aiud a fugit de la punctul de lucru unde muncea ca să se ducă după iubita lui, care l-a părăsit pentru un alt bărbat. El executa o pedeapsă de un an de închisoare pentru furt calificat și urma să ajungă peste doar 2 săptămâni în fața Comisiei pentru Eliberare Condiționată. Tânărul de 28 de ani era încarcerat în regim deschis și a evadat într-un moment de neatenție al paznicilor de la punctul de lucru unde muncea. Când și-au dat seama că lipsește gardieni, au dat alarma și echipe impresionante de polițiști și jandarmi au plecat în căutarea deținutului. Pușcăriașul a aflat că iubita lui l-a părăsit pentru un alt bărbat și a fugit să-i ceară socoteală. Ați auzit nimica? Nu. Că ai evadat un... Ați auzit? Da. Marcel Nicolae Buzgar era închis pentru furt calificat cu o condamnare de un an. Mai avea de așteptat 2 săptămâni ca să ajungă în fața Comisiei pentru Eliberare Condiționată. Polițiștii au făcut filtre în tot județul ca să dea de urma fugarului. Odată ce va fi prins, pedeapsa lui se va mări considerabil. Luna iunie a început promițător pentru români, atât prin scăderea TVA la alimente la 9%, cât și prin viitoarele modificări care sunt prevăzute în sistemul medical. Astfel, conform autorităților din domeniu, de luna aceasta sistemul de sănătate prevede mai multe modificări în favoarea cetățenilor. Pentru luna iunie sunt prevăzute cel puțin 3 modificări în sistemul medical. Cele mai importante dintre acestea vizând ieftinirea medicamentelor compensate, introducerea unor noi terapii pentru bolnavii de hepatita C și fertilizarea in vitro care va fi gratuită. Asta a promis ministrul sănătății începând cu primele zile ale lunii iunie. 3 schimbări pozitive și una negativă. Așa arată planul autorităților din sistemul medical, care se dorește a intra în vigoare începând din această lună. Ce părere aveți? Foarte bună! Credeți că va ajuta? Ajută foarte mult, ajută foarte mult. În medicină, oricum, s-a făcut mult în sistemul sanitar de când e acest ministru. Ceva vag. Da. Ce părere aveți? Credeți că vor ajuta? Sigur, mai puțin bani în buzunar. O primă măsură luată de autorități care ar putea intra în vigoare în această lună este micșorarea prețului la medicamentele compensate și gratuite. În același timp, după 2 ani de stagnare, Programul Național de Fertilizare in vitro va fi reluat tot din iunie, astfel că peste 300 de cupluri infertile, selectate pe sprânceană de o comisie de specialitate, vor beneficia de o procedură gratuită de fertilizare in vitro. Și nu în ultimul rând, bolnavii de hepatită C vor beneficia de un tratament inovator decontat integral de statul român. Chiar dacă aceste măsuri vin în favoarea cetățenilor, arădenii sunt prea puțini care cunosc noutățile din domeniul medical, iar dezinformarea poate să-i dezavantajeze pe când vor intra în vigoare modificările. Nu, n-am auzit. Cred că am auzit ceva, dar nu pot să vorbesc dacă nu știu. Am auzit că s-au cosmit, da. Partea proastă a situației o prezintă scumpirea medicamentelor fără rețetă, pentru că pacienții vor fi puși în situația de a scoate mai mulți bani din buzunar pentru medicamentele fără rețetă, cum sunt unele analgezice ușoare. Asta pentru că farmaciștii sunt nevoiți să-și acopere pierderile generate de scăderea prețurilor. O altă inițiativă care va intra în vigoare în luna iunie va fi mecanismul de feedback al pacienților. Aceștia vor avea posibilitatea să completeze chestionare de satisfacție la externarea din spital, documente care vor fi analizate de o comisie a spitalului, din care face parte și un reprezentant al asociațiilor de pacienți. Dacă promisiunile vor fi respectate, sistemul medical din România se va dezvolta prin implementarea acestor măsuri. PNL vrea să aducă adolescenții la vot. Liberalii propun modificarea legii electorale, astfel încât cetățenii să aibă drept de vot începând cu vârsta de 16 ani. Argumentele fac legătura cu alte drepturi și privilegii pe care legea le prevede pentru acea vârstă. În societate, opiniile sunt împărțite. Liberalii vor să câștige următoarele alegeri mizând pe tineri. O cale de maximizare a șanselor acestei strategii o reprezintă creșterea numărului votanților din aceeași categorie. Astfel, PNL pregătește un proiect legislativ care să scadă limita de vârstă pentru dreptul la vot de la 18 la 16 ani. PNL consideră că dacă un cetățean care are vârsta de 16 ani poate să muncească potrivit legii și potrivit acelorași legi poate să se căsătorească în anumite condiții
și tot potrivit codului penal poate fi tras la răspundere pentru faptele sale, nu văd de ce nu am putea să și dăm dreptul de vot celor care au împlinit 16 ani. Această inițiativă a mai fost propusă acum 4 ani când s-a constituit vechea Comisie de Revizuire a Constituției, susținută de doamna Gorghiu. Din păcate, ea n-a fost susținută de majoritatea USL, din care făcea parte și doamna Gorghiu, iar astăzi, beneficiind de sprijinul UNEPR-ului, s-ar putea să facem o surpriză plăcută în sensul de a trece această lege. În rândul cetățenilor, părerile referitor la oportunitatea unei asemenea modificări sunt împărțite. E prematur. Adică trebuie să ai totuși un discernământ, o responsabilitate și în ultimă instanță să știi ce votezi. Pentru că chiar și așa de multe ori ne-am păcălit și continuăm să ne păcălim, din păcate. Da, de ce nu? Considerați că tinerii la acea vârstă sunt capabili să aibă discernământ la vot? Da, acum tinerii sunt foarte deștepți, numai ca înainte. E foarte ok. Nici chiar în rândul celor vizați direct de un asemenea proiect nu există o unanimitate de păreri. Spuneți-ne, ați fi de acord cu introducerea votului de la vârsta de 16 ani? Da. Ai te duce la vot? Probabil. Nu cred că e ok. Tot de ce crezi? Pentru că la 18 ani, când abia suntem normali. La 16 ani nu ești capabil să ai discernământ, să-ți dai seama cine minte în campania electorală, cine spune adevărul? Nu. Părerea mea. În Uniunea Europeană, Austria este singura țară unde limita de vârstă pentru dreptul de vot este de 16 ani. Micii fotbaliști arădeni visează frumos. Ar putea ajunge campionii ai Germaniei în tricourile Borussiei Dortmund. Primul pas va fi să-l convingă că merită acest lucru pe unul dintre cei care se ocupă de sectorul juvenil al clubului german. Acesta este nimeni altul decât fostul mare fotbalist român Marcel Răducanu, care va organiza în această toamnă o sesiune de pregătiri la Arad. Unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, Marcel Răducanu, vine la Arad să-i inițieze în tainele fotbalului pe micii fotbaliști din orașul de pe Mureș. Emigrat în Germania la începutul anilor 80, Marcel Răducanu se ocupă de sectorul de copii și juniori al clubului Borussia Dortmund. Este cel care l-a descoperit printre alții pe Mario Götze, cel care a decis finala campionatului mondial de anul trecut. Marcel Răducanu vine în această toamnă la Arad pentru a-i pregăti timp de o săptămână pe micii fotbaliști arădeni, dintre care unii ar putea ajunge chiar în Germania. Eu mă pun în situația unui părinte care aș avea un copil de vârsta naștere între 2000 și 2005 și care aș vrea să fie fotbalist. Nu mi-e tot una să merg cu copilul meu să aibă șanse să se antreneze și să aibă perspective cu Marcel Răducanu sau cu oricare din alți fotbaliști care într-adevăr sunt și de valoare, dar care probabil nu au condițiile pe care Marcel Răducanu le-ar putea oferi în Dortmund. Programul va fi, cred eu, foarte bine pus la punct, în sensul că vor fi două antrenamente pe zi, de luni până vineri, între 10 și 12, 16-17 în funcție de temperatura de afară. Antrenamentele vor fi destinate copiilor născuți în perioada 2000-2005. Municipalitatea arădeană va pune la dispoziție baza sportivă pentru antrenamente. Cei interesați trebuie să știe însă că există și o taxă de participare la acest eveniment. Taxa de participare pentru ședințele astea 5 cu 2 antrenamente pe zi este de 100 de euro de copil. Dacă copiii sunt din alte localități și doresc și cazare și așa, s-ar putea să reușim să rezolvăm, să creăm niște facilități prin niște sponsori. Dacă nu, cred că un părinte poate să facă față la o cazare și o masă când este vorba de o asemenea oportunitate ca copilul lui să facă pregătire individuală și să poată să fie în vizorul unui asemenea om valoros. Ultimele detalii organizatorice, inclusiv perioada de desfășurare a antrenamentelor, a fost stabilită public prin telefon direct cu marele fotbalist român. Marcel, avem perioada 5-9 octombrie. De luni până vineri, da? Vii, te aștept eu la aeroport. Te aștept eu la aeroport și nicio problemă. Deci rămâne pe perioada 5-9 octombrie, da? Pentru ca evenimentul să poată fi organizat, este nevoie de înscriere a unui minim de 30 de copii. Cei interesați își pot înscrie copiii la numerele de telefon 0357-417-766 sau 0746-157-003.
și de asemenea pot obține informații direct de la Marcel Răducanu pe site-ul www.raducanu.de. Bicicleta a devenit mijloc de transport public la Timișoara. Este primul oraș din România unde oamenii pot merge gratis cu bicicleta în loc să ia autobuzul sau tramvaiul. Sistemul funcționează pe baza unui abonament, iar vehiculele sunt permanent monitorizate. 300 de biciclete pot fi împrumutate gratis la Timișoara de cei care nu vor să folosească mijloacele de transport în comun. Oamenii deja au testat vehiculele pe două roți. Alternativă nu bună, foarte bună, extraordinară. Așteptăm cu nerăbdare să dea drumul la toate și la cât mai multe să fac. E o variantă foarte bună pentru alternativă la tramvaie, firobuze și mai departe. Nu mai trebuie să suport căldura din tramvai. Nu mai trebuie, te mai și răcorești, umbli, plus că avem plin de piste, e foarte bine, da. E chiar o idee foarte bună. E fain, te relaxezi, faci mișcare, e, mai ales acum că vine căldura, e mult mai fain decât să mergi cu tramvaiul. E bicicleta. Merg foarte bine, chiar foarte bine. Și au toate dotările, tot ce trebuie, foarte faine. Bicicletele pot fi împrumutate pentru o oră în baza unui abonament, iar după folosire sunt lăsate în una din cele 25 de stații făcute special pentru ele. Pentru cardul VeloTV. Da. Momentan e tot ok, se găsesc biciclete, problema este că nu sunt în fiecare stație și atunci trebuie lăsate cu o stație înapoi sau în alta. Cum ți se pare inițiativa? Ai mai bine să o super idee, da. Ești și sănătos, faci mișcare. Găsești biciclete în stație, totul regulă? Da, super. Și se circulează? Ok, deci nu am nicio problemă. Am testat o grămadă din câte sunt. Cât ai mers ieri cu bicicleta? Cred că jumătate de zi am circulat din stație în stație. Și spune-ne, e mai, adică ai ajuns mai repede dintr-un punct într-altul față de... Corect. Am făcut 5 minute de aici până în centru. Primarul orașului însă are și o avertizare pentru cei care se pot gândi că pleacă cu bicicleta acasă. Atâta tot că termenul de împrumut permis este de o oră. Sistemul este unul performant, un sistem informatic performant care asigură monitorizarea folosirii bicicletelor și inclusiv alertarea atunci când este cazul. Deci, practic, nu există riscul să fie furate, nu? Riscuri întotdeauna există, numai că există și act de cojocul celor care s-a dedat la furt. Care ar fi acel act? S-a stabilit deja? Păi se produce o alertare foarte promptă în sistem și acționează poliția. Întregul proiect a fost făcut din bani europeni și a costat în jur de 6 milioane de lei. Prințul Charles și-a lansat propria fundație în România, la Viscri. Cu ajutorul acesteia, moștenitorul coroanei britanice vrea să îi învețe pe români cum să își conserve satele și cum să îi atragă pe turiști. Alteța sa a ținut să menționeze că dragostea lui pentru România vine și din faptul că o străbunică a lui s-a născut în Transilvania. I'm very proud to be able to launch it today. And now that we can be based here in Viscri. Alteța sa chiar a dezvăluit că are legături de sânge cu țara noastră. Commonwealth, why here? Why do you love us so much? I love Romania. Are you pleased with the work? And you see, you don't forget. Organizația Prințul de Wales are scop educativ și urmărește păstrarea patrimoniului. Lucrurile pe care le facem vor fi de la restaurare tradițională, management, igienă. De pildă, în aceste zile avem un curs într-un sat învecinat, lucrăm cu 14 oameni din sat care învață să restaureze tradițional clădiri istorice. Ei învață cum să folosească materiale simple, gen var, nisip, piatră, de asemenea tehnici foarte simple și tradiționale de restaurare. La capătul cursului, oamenii primesc un set de unelte și de asemenea un certificat din partea Fundației Prințul de Wales. Prezența prințului Charles la Viscri a atras o mulțime de turiști. Well, I think it's lovely because he said he is descended from Vlad. So he has a stake. They told us the Prince Charles, the Prince of Wales is going to be here. So we were lucky. Yeah. Now we're going back to Israel. This is our country. Yeah. With a lot of experiences, and we are very glad we had the opportunity to meet the Prince Charles. How was the meeting with the Prince? Exciting, very very exciting. Okay, and how is Viscri here? Wonderful place. Something like stopped in the 18th century.
with the horses. We saw a man milking his cows and with the buckets. Yeah. He delivered to the people the water. Around there, it's drinking water. No, we don't use to drink water from the fountain, fountains. Yeah. Prințul Charles a fost întâmpinat la Viscri de doi tineri reprezentanți ai unei alte fundații care au dorit să-i mulțumească pentru promovarea pe care o face României. Ei i-au dat în dar un tricou cu harta țării. Turnul Ștefan, martor prețios al trecutului orașului Baia Mare, a fost restaurat centimetru cu centimetru și va putea fi vizitat de turiști din toată lumea. Simbolul cu turla falnică înălțată cerului, afectat de-a lungul timpului de incendii, a primit acum o altă înfățișare. Timpul nu mai stă în loc în Baia Mare, ceasul mecanic care se mai găsește doar în Praga și Budapesta devenind funcțional, iar clopotnița din 1300 și-a recăpătat și ea strălucirea de odinioară. Peste doar o lună, poarta ferecată a turnului Ștefan se va deschide larg pentru turiști. Scara în spirală îi va duce până la 50 de metri înălțime, până la coiful principal al turnului, acoperit cu plăci de cupru. Și orologiul de sute de mii de euro va da din nou ora exactă. Ne aflăm la cota 35,5, nivelul în care ne aflăm la piesa de rezistență a turnului ceasul, mecanic cu automatizare făcută în Olanda. A fost o muncă de 7 luni a colegiului nostru în Olanda ca să-l poată face să funcționeze. Deci așa ceva avem doar, este serie scurtă, 5 exemplare în lume. Sunt încă două funcționale în Praga și în Budapesta și al nostru este al treilea. Este un spectacol foarte frumos, aici aveți greutățile. Fiecare oră, coboară, urcă, e un spectacol de vis. Și clopotnița din secolul XVII și-a recăpătat strălucirea de odinioară, iar sunetul răzbate acum în tot orașul. Clopotul este din bronz, făcut în anul 1925. A fost restaurare condiționat, schimbat timba, am pus automatizarea care o vedeți acolo și bate o rezonanță super mișto, perfect. Construit din piatră masivă, turnul Ștefan a fost ridicat la inițiativa principelui Ioan de Hunedoara pentru a marca victoria de la Ialomița împotriva otomanilor. Construirea turnului a început după anul 1400. Afectat în repetate rânduri de incendii, turnul a fost acum restaurat centimetru cu centimetru și redat comunității. Turnul Ștefan va putea fi vizitat de către turiști și vor avea marea surpriză să vadă un spațiu interior emblematic, superb, superb restaurat. Vor vedea un ceas din care se mai găsesc doar 5 în Europa, din care doar 3 funcționale, cele 3 funcționale, unul la Baia Mare, unul la Praga și unul la Budapesta. Este pentru mine o mare bucurie, ca și băimărean născut aici, să văd acest turn și acest spațiu emblematic, istoric pentru orașul nostru, redat comunității. De-a lungul timpului, edificiul a devenit un important obiectiv istoric. Atât exponenții școlii băimărene de pictură, cât și alți artiști plastici de renume au fost fascinați de silueta bătrânului turn cu orologiu și pridvor țărănesc la mansardă, motiv pentru care a fost imortalizat din diferite unghiuri în memorabile opere de artă. Spectacol special joi seara la Filarmonica Arădeană va fi în mare parte o seară poloneză cu lucrări de Chopin și nu numai. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Institutul Polonez din București și beneficiază de prezența la pupitru al unui prieten al Aradului, dirijorul Roberto Salvalaio. Joi seara, Filarmonica de Stat din Arad propune melomanilor un spectacol deosebit în care spiritul latin se va împleti cu farmecul și poezia sufletului slav. È un programma che ha un carattere particolare, vede la prima parte. Este un concert foarte special pe care l-am împărțit în două părți. În prima dintre ele propunem publicului variațiunile pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră de Witold Lutoslavski și concertul pentru clavecin și orchestră de Henrik Gorki. Acestea vor fi prefațate de lucrări semnate de Frederic Chopin, Andante Spinato și Marea Poloneză în mi bemol major. Partea a doua a concertului este și ea specială cu Sinfonia a doua de Alexander Borodin, cea mai populară dintre lucrările compozitorului și cea mai bine cotată creație din analele celebrului grup de la Sankt Petersburg.
Un amănunt mai special legat de concertul de mâine seară este acela că este organizat de Filarmonica Ardeană în colaborare cu Institutul Polonez din București. Spectacolul va avea loc în sala mare a Palatului Cultural și va începe la ora 19, ca de obicei. Propunem un program de muzică slavă, compozitori cu precădere polonezi, Lutosławski, Gorecki, va fi și Borodin și Chopin. Oarecum înainte să intrăm în Festivalul de Muzică Americană și Jazz, care se va întâmpla în Arad, ediția 3-a, pe Lacul de la Pădurice, în perioada 18-21 iunie, vrem oarecum să ne plătim tributul pentru ceea ce înseamnă muzica estică, muzica slavă, și după aia, cum spuneam, să intrăm în muzica neagră, muzica americană, muzica de jazz, muzica negro și spiritual. Oarecum acest concert vine și de după reprezentarea noastră la Praga, unde am fost cu orchestra de cameră și am reprezentat România la sărbătoarea celor 95 de ani de la stabilirea și sudarea relațiilor diplomatice între Republica Cehă și România. A fost o onoare, noi ca Filarmonica de Stat din Arad, să fim aleși pentru acel concert, care a fost o reușită. De menționat de asemenea că spectacolul beneficiază de prezența pe scenă a pianistei Adriana Dogariu. La sfârșitul acestei săptămâni se va desfășura cea de-a 22-a ediție a Târgului Transport AR, organizat de Camera de Comerț a județului Arad. Pentru pasionații de mașini, una dintre atracțiile târgului o va reprezenta testarea automobilelor prezente în cadrul târgului. Expozanți din țară și străinătate vor fi prezenți în cadrul Târgului Transport AR, iar pentru pasionații de mașini și cei care doresc dezvoltarea unei afaceri în acest domeniu, pot lua parte timp de 2 zile atât la conferințele de specialitate, cât și la demonstrațiile organizate de participanți. Ediția din acest an a evenimentului Transport AR vor fi expuse capete tractoare, mașini în cadrul salonului auto, piese și accesorii pentru domeniul profesional, împreună cu o caravană din partea Scania și o demonstrație de depanare autocare din partea unei firme de depanare. Vor fi expuse produse și servicii profesionale, piese de schimb, accesorii, remorci și semiremorci, echipamente de service, cisterne și pompe de motorină, mini-rulote, tahografe analogice și digitale, GPS-uri, protecție legală, asigurări, transport rutier, serviciul vamă și impozite, școală de pregătire și perfecționare auto, auto-utilitare, autocare, autovehicule comerciale, reviste, cărți și cataloage de specialitate și autorități din domeniul transporturilor și siguranței rutiere. Să vedem acum care este prognoza meteo pentru ziua de mâine. În Oltenia, cerul va fi variabil, cu norări accentuate după amiaza și noaptea, când pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Izolat vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade. În Muntenia, vremea se va menține caldă, călduroasă în orele după amiezei, cu precădere în zonele de câmpie, dar instabilitatea atmosferică se va accentua treptat. Local vor fi dezvoltări noroase, convective, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, începând din orele amiezei în zonele montane și submontane, iar seara și noaptea în restul regiunii. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 31 de grade. În Dobrogea, cerul va fi variabil, cu norări temporare. Pe arii extinse vor fi averse, în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 31 de grade. În Moldova, cerul va fi variabil la noros. După amiaza și în prima parte a nopții, pe arii extinse se vor semnala averse, descărcări electrice și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale, dar și pe timpul averselor, când trecători pot lua și aspect de vișelie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade. În centrul țării, vremea se va menține ușor caldă și instabilă după amiaza și seara. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și în prima parte a nopții, când local se vor semnala averse de ploaie însoțite de descărcări electrice și izolat grindină, mai ales în jumătatea estică a regiunii. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 31 de grade.
În Maramureș, cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza și seara, când pe arii restrânse vor cădea ploi cu caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Maximele termice vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade. În vestul țării, cerul va prezenta înnorări temporare. Izolat vor fi averse de ploaie și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 32 de grade, iar cele minime între 13 și 17 grade. În câteva minute aflați care va fi situația vremii în următoarele zile. Președintele Barack Obama a promulgat o lege istorică, una care pune capăt colectării în masă a datelor telefonice de către guvern și inversează în mod semnificativ politica americană ce reglementa cel mai controversat program de supraveghere de după atentatele de la 11 septembrie. Proiectul de lege a fost adoptat de către Senatul Statelor Unite după ce a trecut de Camera Reprezentanților în urmă cu câteva zile. Textul reautorizează programe cheie din cadrul Securității Naționale care expiraseră la începutul săptămânii. Mă bucur că Senatul a adoptat în cele din urmă legea libertății. Legea protejează libertățile civile și securitatea națională, a subliniat Obama într-un mesaj postat pe Twitter, imediat după ce a promulgat documentul. Într-o declarație separată, el a reproșat anterior congresmenilor întârzierea inutilă și discontinuitatea de neiertat a autorităților importante în domeniul securității naționale din zilele de dinainte adoptării legii. Administrația mea va acționa rapid pentru a se asigura că profesioniștii noștri în domeniul securității naționale au din nou întregul set de instrumente vitale de care au nevoie pentru a continua să protejeze țara, a declarat președintele. Legea pune capăt capacității Agenției pentru Securitate Națională de a colecta și stoca metadate, numere de telefon, data și ora convorbirii a milioane de americani care nu au legătură cu terorismul. Ea mută responsabilitatea stocării datelor la campaniile de telefonie, permițând autorităților să acceseze aceste informații numai în baza unui mandat emis de către Tribunalul Antiterorist, care identifică o anumită persoană sau un anumit grup de persoane ca suspecte de legături cu terorismul. Este un moment istoric, a declarat senatorul Patrick Lee, inițiatorul democrat al legii, după ce textul a fost adoptat cu 67 de voturi la 32, catalogând textul drept prima revizuire majoră a legilor privind supravegherea guvernamentală din ultimii câțiva zeci de ani. Votul a avut loc în urma câtorva zile de dezbatere aprinsă între republicani, împărțiți între sprijinirea unor măsuri dure în lupta împotriva terorismului și necesitatea protejării vieții private. În urma dezvăluirilor fostului consultat NCI Edward Snowden în 2013, cu privire la amploarea colectării datelor în masă. Șeful diplomației americane, John Kerry, a fost operat cu succes la Boston, în nord-estul Statelor Unite, după ce și-a fracturat femurul. Incidentul a avut loc în urma unei căzături de pe bicicletă în Franța. Agenda de obicei supraîncărcată a secretarului american rămâne nesigură în săptămânile viitoare. Nu mă aștept ca operația să interfereze cu responsabilitățile sale de secretar de stat, a dat asigurări doctorul Burke, care l-a operat pe John Kerry. Acesta se odihnește și este într-o formă foarte bună. Doctorii au îngrijit piciorul ieri la un spital din Boston, a declarat purtătorul de cuvânt John Kirby, citat într-un comunicat. Operația, care a durat 4 ore și în timpul căreia Kerry a fost anesteziat local, nu a fost complicată, iar acum preconizăm să-l vedem mergând încă de miercuri, a spus chirurgul. Un purtător de cuvânt al Casei Albe, Josh Ernest, a declarat la rândul său că secretarul va aborda convalescența cu un anumit zel. Este prea devreme să se spună ce impact va avea rana asupra negocierilor în curs cu privire la programul nuclear controversat al Teheranului, a spus Ernest. Având în vedere apropierea datei limită, adică 30 iunie, în vederea încheierii unui acord definitiv cu Iranul, purtătorul de cuvânt al președinției americane a dat asigurări că John Kerry va juca un rol major în aceste negocieri. Departamentul de stat a dat de asemenea asigurări că secretarul rămâne implicat și intenționează să revină la masa negocierilor până la sfârșitul lunii. În alt dosar, Kerry s-a alăturat de la Boston înainte să intre în sala de operație reprezentanților Coaliției Internaționale Antijihadiste, reuniți la Paris cu scopul de a reevalua strategia împotriva grupării statistice. Islamic. Sunteți cea mai bună speranță de a pune în șah jihadiștii, a declarat Kerry, care ar fi urmat să participe la reuniune, însă accidentul de bicicletă l-a determinat să-și anuleze participarea și o vizită în Spania.
Regele Spaniei Felipe al VI-lea a decorat la Paris reprezentanții autorităților franceze și salvatori care au intervenit după ce zborul Germanwings s-a prăbușit la sfârșitul lui martie în Alpii francezi, accident soldat cu 150 de morți. Suveranul și legina Letizia au sosit în Franța la 2 luni după anularea unei vizite de stat din cauza prăbușirii avionului Airbus A320, care asigura legătura între Barcelona și Düsseldorf, în care au murit aproximativ 50 de spanioli. În cadrul unei ceremonii la Hotel de Margi, pe strădum de Palatul Élysée, Bernard Cazaveau a fost decorat cu Marea Cruce a Ordinului Meritului Civil din Regatul Spaniol. Generalul Denis Favier, directorul general al Jandarmeriei Naționale Franceze Patricia Villare, prefect în Alpes de Haute-Provi și primarii comunelor adiacente au fost de asemenea decorați. Felipe tocmai își începea vizita de stat la Paris pe 24 martie, când a zdrobit avionul German Wings de un vârf din Alpi. Regele și-a amânat vizita de stat, prima pe care suveranul o efectua după ce i-a succedat pe tron tatălui său Juan Carlos, care a abdicat în iunie 2014. Restaurantul El Seller de Can Roca din orașul spaniol Girona a fost desemnat în această săptămână la Londra cel mai bun din lume. Titlul i-a fost acordat de influenta revistă britanică Restaurant. El Seller de Can Roca a mai primit acest titlu în 2013, în timp ce în 2014 liderul topului a fost desemnat Noma din Copenhaga. El Seller de Can Roca este administrat de 3 frați din Girona, Spania, din 1986. Și a fost descris de reprezentanții revistei ca reprezentând ospitalitatea la cel mai înalt nivel. Pe locul al doilea în topul de anul acesta s-a situat Osteria Francescana din orașul italian Modena, iar locul al patrulea este ocupat de restaurantul central din Lima. Topul 5 al celor mai bune restaurante din lume este completat de 11 Madison Park din New York. În 2015, restaurantele europene domină primele 50 de locuri ale topului. Topul 100 al celor mai bune restaurante din lume este alcătuit pe baza voturilor exprimate de peste 1000 de experți internaționali, în rândul cărora se află maestri bucătari și critici culinari. De la înființarea în 2002, acest clasament, sponsorizat de San Pellegrino și Acquapana, a acordat titlul suprem unui număr de doar 5 restaurante. În afară de El Seller, de Can Roca și Noma, premiul a fost atribuit restaurantului spaniol El Bulli al lui Ferran Adrià, închis de la sfârșitul anului 2011, de 5 ori restaurantului californian The French Laundry și restaurantului britanic Fat Duck. Dacă și zilele următoare vor fi la fel de fierbinți ca și aceasta, ne spune acum Andreea Weiss. Joi, vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod normal pentru început de iunie, dar și ușor instabilă. Îndeoseb după amiaza și în prima parte a nopții, vor fi înorări temporar accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local la munte pe arii restrânse în nord-estul, centrul și sudul țării. Vineri vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru început de iunie. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza și la începutul nopții, în sud-vestul, sudul și estul țării și la munte, unde pe arii restrânse vor fi averse. Sâmbătă vremea va fi predominant frumoasă cu cer variabil la senin. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în regiunile estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în câmpia de vest, iar minimele termice se vor încadra în general între 7 și 17 grade. La munte cerul va prezenta înorări temporare. Local vor fi averse de ploaie și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în timpul averselor. Rubrica Meteo se încheie aici. Sunt Andreea Weiss. Vă doresc o seară frumoasă. La revedere! În rubrica Sport aflați ce fotbaliști ar putea ajunge la ACS Poli Timișoara. Tot în cele ce urmează vă oferim știri din fotbal, rugby și gimnastică.
Luna iunie a debutat cu multe convocări pentru rugbyștii liderului Superligii Naționale. Lotul lui Timișoara Saracens a fost înjumătățit serios după cele 13 convocări primite la diferite echipe naționale. Superliga Națională de Rugby a intrat în vacanță până în toamnă, însă activitatea rugbyistică se continuă din 13 iunie cu meciurile din Cupa Regelui. O competiție pe care Timișoara Saracens o va aborda fără primul 15 după numeroasele convocări venite pe adresa grupării din Ronaț. Exact 13 rugbyiști s-au prezentat sub tricolor în această perioadă, lăsând lotul lui Grangers Haeckel descompletat. Vestea bună este aceea că trei dintre jucătorii convocați, sud-africanii Jody Rose, Randall Morrison și neozelandezul Paula Kini-Kinilau, vor bifa prima selecție în echipa națională și primesc statutul de jucători naturalizați cu care pot fi considerați autohtoni în meciurile echipei de club. Prima reprezentativă se va reuni pentru meciurile test din cadrul IRB Nation Cup, găzduite ca de obicei de Arena Arcul de Triumf. Între 12 și 21 iunie, adversarele stejarilor vor fi Spania, Argentina și Namibia. 6 dintre rugbyiștii din Timișoara Saracens au primit convocări pentru aceste meciuri. Filierul Alexandru Țăruș, Valentin Popârlan, Stelian Burcea, Randall Morrison, Valentin Calafeteanu și Jordi Rose. În Naționala B a României s-au prezentat deja 6 jucători ai liderului, Eugen Căpățână, Dorin Lazăr, Marian Gorcioaia, Eduard Cipari și centrul Paula Kini-Kinilau. Subtitulatura de România Under 23, această selecționată va juca în 9 iunie la București contra lui England Countries 25. Azi doi timișoreni și-au făcut bagajele pentru lotul de rugby în 7 în vederea turneului din weekendul de la Moscova. Jucătorul de linia a doua, Lucian Mureșan și aripa Vlad Zaharia sunt deja în pregătire cu tricolorii în vederea duelor cu Georgia, Țara Galilor și Franța. ACS Poli încearcă a se mișca rapid și pe piața transferurilor. Nou promovată Liga 1, Timișoara caută soluții pentru sezonul următor, iar odată cu venirea lui Daniel Stancea au început și discuțiile pentru aducerea unor jucători cu experiență. Managerul sportiv a confirmat că poate negocieri cu jucători importanți pentru viitorul sezon al echipei în Liga 1. Astfel, Daniel Nicolae de la Rapid, Dorin Goga și Ioan Hora de la Asia Târgu Mureș, precum și golkeeperul Robert Veselovski de la Universitatea Cluj, sunt fotbaliști cu care staful timișoran discută posibilitatea venirii pe Dan Păltinișanu. Totuși, cel mai vehiculat transfer al acestor zile se pare că ar fi picat. Cel mai bun dinamovist din retur, bosniacul Gordan Bunoza, nu mai este dorit la Timișoara. Negocierile cu Bunoza ar fi intrat în impas după ce Pescara, clubul de care Bunoza aparține, nu și-ar fi dat acordul ca acesta să fie împrumutat în continuare gratuit. Flavius Bia revine în ring după pauză de 16 luni, pugilistul timișorean urmând să boxeze din nou în data de 26 iunie în Canada. Vești bune pentru cel mai bun produs al boxului timișorean din ultima perioadă, Flavius Bia își vede relansată cariera la profesioniști atunci când nici nu mai spera. Pugilistul în vârstă de 25 de ani va boxa din nou în circuit peste o lună. Momentul se va produce în data de 26 iunie în cadrul unei gale și se va desfășura la Quebec. Numele adversarului său încă nu a fost anunțat, se știe doar faptul că meciul se va disputa pe durata a 6 reprize în limitele categoriei semi-mijlocie. Recent Flavius Bia a fost în Canada într-un stagiu de pregătire de câteva săptămâni la invitația fostului campion mondial Lucian Bute. Timișoranul s-a antrenat alături de Jojo Dan, așteptându-l pe acesta să se antreneze pentru meciul de la Centura Mondială. Ultima confruntare a lui Flavius a avut loc în luna martie 2014 la Timișoara, atunci când timișoranul l-a învins la puncte după un meci controversat pe Robert Cristea. A fost cea de-a 7-a victorie din tot atâtea disputate la profesioniști pentru boxerul originar din Arad. Credosebie de Pân, Cotasebi și chiar Uta, care au destui fotbaliști la final de contract în această vară, CSN-ul are certitudinea de a continua cu aproape toți jucătorii care au terminat campionatul Ligii a III-a. Doar Dănuț Bilea, titular incontestabil în acest sezon, nu mai are o înțelegere semnată cu formația din Țara Zărandurilor, iar o decizie în privința sa se va lua în această săptămână. Prea mulți jucători nu se vor aduce în această vară la echipă, asta pentru că politica clubului este de a menține cât mai mult un lot format din fotbaliști tineri. Campionatul Național de Junioare 3 la gimnastică artistică s-a derulat la Buzău, acolo unde a fost prezentă și echipa Clubului Sportiv Municipal Arad, pregătită de Ciprian Heghi și Carina Franiov. Echipa de nivel 1, 9 ani, compusă din Iasmina Neacșu, Daria Goina și Patricia Lador, a cucerit medalia de argint. Echipa de nivel 2, 10 ani, în componența Daria Berar, Cristina Vesta și Iana Lupșa, a obținut bronzul. În finale de la individual nivel 1, Patricia Lador a terminat pe locul 3 la paralele, tot ea ocupând locul 6 la sărituri. Daria Goina a ocupat locul 4 la paralele, iar Iasmina Neacșu s-a clasat pe 5 la bârnă și 8 la sărituri.
Încă un succes frumos pentru juniorul familiei Pascotă. Pușcul Patrick Pascotă a câștigat prima etapă a campionatului regional de motocross desfășurată pe circuitul de la Iannova. Mezinul familiei Girocani a trecut primul linia de sosire la clasa sa 50 cm cub, urmat de Darius Niculescu, Motobike Timișoara, iar pe locul 3 a sosit David Niculescu de la Typhoon Racing Timișoara. Tot duminică de la Ciolpan s-a desfășurat a doua etapă din motocross Cup, unde lugojanul Mihai Stoichescu s-a clasat al doilea la clasa MX 1. Pilotul Moto Extrem Lugoj a fost depășit de eternul său rival Iulian Răduță. Monitorul se oprește aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare la Vest TV Regional. Eu vă spun acum la revedere!